Investițiile continuă în municipiul Drobeta, Turnu Severin. De această dată vorbim despre școala gimnazială numărul 15, în cadrul căreia a fost amenajată întreaga curte a unității de învățământ cu gazon, alei pavate, bănci, arbuști ornamentali, dar și un teren de sport. Cam în cât timp credeți că terminăm această investiție? Noi sperăm să terminăm până la jumătatea lunii viitoare. Dar ce mai avem de lucru aici? Mai avem să aprovizionăm băncile pentru rezerve și să terminăm, să finalizăm punvedețul colț și aleea din față. Curtea? Curtea este în spațiu verde, este însămânțat cu gazon, cum vedeți, copăceii sunt montați, băncile sunt montate. Mai avem pavelele de pus în față și cam asta. Sper să ne ajute și vremea, să nu ne, va să ne pomenim cu o ninsoare sau ajuta, cu ne va ajuta, sunt convinsă. Domnul director, sunteți mulțumiți de... Da, noi nu putem decât să vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să investim în sfârșit în școala 15. Terenul este benefic copiilor pentru că vara făceau sport în sala de sport unde se încălzește și transpiră și din oleu acela special miroase mai curând. Ne desfășurăm orele aici. Curtea, părculețul, toate sunt extraordinare, mulțumim! Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. Tocmai de aceea primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, investește în tot ceea ce înseamnă educația, cât și un mediu propice în care elevii să-și desfășoare activitățile educaționale, cât și cele fizice. Investiție de aproape 1 milion de lei, atât în terenul de sport, cât și în amenajarea curții interioare de la școala generală numărul 15. Aici era un teren plan, curtea era plină de noroi. A venit și timpul acestei școli, unde învață peste 450 de copii, atât domnul director, cât și domnul profesor de sport. Sunt foarte mulțumiți de ce am realizat aici. Vorbim de un teren de sport la dimensiuni normale, se poate folosi atât de micii fotbaliști cât și orele de sport. Investiție în terenul de sport, în amenajarea curții, pavele, zonă de spațiu verde, bănci. După cum vedeți, noastră lucrurile arată chiar foarte bine. Această investiție nu este una singură. Pe lângă terenul de sport multifuncțional, a fost amenajată întreaga curte a unității de învățământ cu gazon, alei pavate, bănci și arbuști ornamentali. Conducerea unității de învățământ se arată extrem de mulțumită de această investiție. Era foarte necesară amenajarea curții interioare și a terenului sintetic, pentru că la noi aici nu erau decât 2 alei printre care se putea intra în școală, făcute de părinții copiilor, cu ajutorul părinților. Era apă, mocirlă, noroi, mai ales atunci când ploua, nu se putea intra și nu se putea merge prin curte. Și avem o curte mare și frumoasă. Acum avem jumătate un părculeț în care se vor desfășura activități în aer liber copiii, plus terenul de sport și vor face activitățile sportive pe el în parteneriat cu CSS-ul. Investiția era extrem de importantă deoarece elevii își desfășurau orele și pe timp de vară în interiorul sălii de sport, unde se crea un aer greu de respirat din cauza căldurii. Bine ai venit pentru copiii școlii gimnaziale numărul 15. După cum vedeți și noastră, este o bază sportivă foarte atrăgătoare pentru ei. Gândiți-vă că toate orele educației fizică le făceam în sală de sport. Așa că acum putem să îmbinăm sală de sport, bază sportivă în aer liber. Constructorul a susținut faptul că până la data de 15 decembrie terenul de sport va fi gata, pregătit să-i aștepte pe elevi. Lucrarea a fost, am avut noroc de vreme bună, lucrarea a fost pentru 7 luni ca termen de execuție. Noi vom realiza în 2 luni. Ne-am grăbit, am încercat să o scoatem la 1 decembrie, dar n-am reușit, dar 15 decembrie e un termen la care o vom finaliza. Cum vedeți, am căutat să punem materiale de calitate pentru a avea un teren de sport avizat pentru competiții sportive. Noi ne bucurăm că reușim să facem asemenea lucrări pentru a da plus școlilor noastre din oraș. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a susținut mereu educația copiilor, cât și sportul implementat în viața tinerilor încă de la vârste fragede, pentru o bună și armonioasă dezvoltare. Investițiile continuă în mai multe unități de învățământ din municipiul nostru.